Instalația la care 10 artiști au muncit vreme de 3 ani poate fi văzută acum în Piața Unirii, în acest weekend, în cadrul festivalului Play. Evenimentul are loc la Timișoara și deja a atras mulți curioși. Oare pe unde să ieșim? Suntem într-o instalație inedită, luminată, exclusiv natural, amplasată în aceste zile în centrul Timișoarei. După cum era de așteptat, curioșii nu au întârziat să apară. Fain, ne place, da. Super. Am făcut multe poze. Da, am făcut și live pe Facebook. E un loc deosebit, este unic și de din afară e spectaculos și pe dinăuntru chiar merită experimentat. Accesul în luminar se face fără încălțăminte pentru a nu deteriora instalația. Iar cum aceasta este amplasată pe spațiul verde din Piața Unirii, plimbarea este cât se poate de plăcută. Instalația monumentală are o amprentă la sol de 1375 de metri pătrați. Sunt 23 de cupole care creează un labirint colorat. Cei care au ajuns aici au rămas surprinși. Foarte interesantă, foarte faină, ceva nou, ceva inovativ. Această familie spune că e pentru prima dată când intră într-un astfel de labirint. O locație care pe Loredana a ajutat-o să-și înfrângă teama de spații mici și închise. Eu sunt claustrofobă și fetița mea cea mare mi-a zis: mama, ești sigură că vrei să mergem? Zic, da, astăzi vreau să-mi învin curajul pentru aceste culori minunate pe care le-am văzut aici, pentru că labirinturile au fost o provocare pentru mine de fiecare dată. Îmi plac mult culorile, e ca într-un joc cu multe culori. Nu, n-am mai văzut așa ceva, e ceva nou. Ce-ți place cel mai mult? Păi îmi plac culorile, îmi place că... nu știu, simt că sunt ca într-un joc. Copiii au fost cei care au savurat fiecare metru pătrat. Foarte, foarte originală chestia. Chiar nu mă așteptam să găsesc prin Unire în plimbare. Și turiștii străini au fost fascinați de proiectul colorat. I love it. I love all the colors. I love that this was built by hand. The lights are really nice. The red, the green, the blue. Instalația a ajuns deja în Statele Unite ale Americii, Canada și Irlanda, unde a fost văzută de 10.000 de persoane. Evenimentul are loc în cadrul festivalului Play din Timișoara. Vestea că păcănelele vor fi scoase din localități a stârnit o revoltă în rândul împătimiților de jocuri de noroc. În timp ce unii speră că este doar un vis urât, alții abia așteaptă ca aparatele să dispară după ce au pierdut sume colosale. Patria păcănelelor pare că s-a mutat chiar în Videle, județul Teleorman, după numărul mare de săli de jocuri de noroc din centrul orașului. 2, 3, unul lângă altul, da? Aici, lângă bancă le-au făcut. De când ne ducem cu cardurile, ai trimite nevastă, trimite copile din Anglia, din Belgia, din alea, mii de euro, alea, și de cât îi băgăm la pară, pierdem toți banii, ia uite. Avem și aici schimb valutarul, lângă apropiere, așa, e aici, e după primar. Pe această stradă pietonală din Videle, pe o porțiune de doar câteva sute de metri, sunt nici mai mult, nici mai puțin de 7 săli de jocuri de noroc sau săli de pariuri sportive care au păcănele. Este foarte aproape de liceu, sunt nici 100 de metri până la poarta liceului. Senatul a votat deja ca păcănelele să fie interzise în localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Împătimiții jocurilor de noroc spun că n-ar fi rău ca păcatul să fie scos din localitate, mai ales că au pierdut banii buni la aparate. Pe banca din fața sălii de pariuri s-au purtat discuții aprinse. Se dispară tot din orașul ăsta. Vorbesc foarte serios. Și unde te duc? Nu mai gândesc. Se face la capitală, care vrea să duce la capitală, se face un casino, cum e în Occident. Unde? Cum? Cum e Uniunea Europeană, auzi? Zeci de mii. Cât de des vă jucați? Cred că fiecare zi se joacă, doamne. Îți dă faliment să dai și casa, să dai și nevasta. Mai renițel și vindem și un copil. Alții nu cred o iotă din viitoarea lege și sunt convinși că oriunde ar fi mutate aparatele, dependenții vor juca în continuare. Și pe jos, dacă îi pune să ducă în mijlocul câmpului, tot vor ajunge acolo. Pentru că asta este o dependență. Ajungi să-ți dai și ultimul leu din buzunar. Dacă ai 10 lei de pâine, alegi ori să-i dublezi, să iei mai multă pâine, ori să... nu mai nimic. La câțiva kilometri de Videle, în comuna Botoroaga, de la birtul din sat, nu puteau lipsi celebrele păcănele. Aici, oamenii spun că e singura distracție care le-a mai rămas și nu sunt de acord în ruptul capului cu decizia parlamentarilor. Interesant. Să-l scoată, ei fac o grămadă de bani, după urma, la... Da? De... Ia, statul ia o grămadă de bani. Deci nu prea sunteți de acord? Nu sunt de acord, nu. Mai joc și eu. La ce? Nu știu, aveți... La oricare, la coroane, la tot, la ce este. Ne spune mai devreme, da.
Da. Da. La cafea, când bei, ții 100 de lei, bei o cafea. Am și câștigat, am și pierdut mai mult. Cele mai recente studii arată că aproximativ 100.000 de români sunt dependenți de jocuri de noroc și pariuri. Pentru unii a devenit chiar un stil de viață. Programul Tomata nu mai este văzut cu ochi buni de o parte dintre fermieri. Aceștia se plâng că banii dați de stat pentru cei care cultivă roșii au făcut ca numărul fermierilor să crească precum ciupercile după ploaie. Tomatele nu mai au unde să fie vândute și se strică în solari. Uitați, în momentul de față roșiile se strică pe ciorchine. S-a umplut pământul de roșii stricate, primul rod este compromis. Tone de roșii se strică pe câmpuri sau în solarii, de când fermierii nu mai au unde să le vândă. Paradoxal, cel mai mare dușman al agricultorilor ar fi chiar subvenția pe care o primesc prin programul Tomata. De când Ministerul Agriculturii dă banii pentru producția de roșii, piața este suprasaturată, se plâng fermierii. Ceilalți care puneau alte culturi vor dori să opteze pentru a-și lua subvenția. Pun roșii și în acel moment avem un excedent de tomată pe piață, clar prețul va cădea și pur și simplu nu vom mai avea niciun beneficiu. În cazul de față, după cum au mai fost și situațiile de luna trecută, foarte multă producție va ajunge să fie aruncată, nici măcar comercializată la un preț minim. 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați cu roșii. Atât primesc fermierii înscriși în programul Tomata. Doar că banii le-au luat ochii celor care s-au făcut fermieri peste noapte, spun cei care muncesc din greu pentru recoltele lor. De când a apărut programul Tomata s-a dublat și numărul fermierilor, adică ținând cont ce produceam noi înainte și ce profit aveam, acum când mergem în târg, în piața de gros, e mult mai greu. Fermierii noi, ca să le zic așa, după ce a început programul Tomata, nu îi interesează de calitate, îi interesează pur și simplu doar banii. Anul acesta, programul Tomata a avut un ecou neașteptat în rândul fermierilor. Dacă Ministerul Agriculturii a gândit inițial un buget pentru circa 17.000 de cereri, în realitate 23.000 de fermieri au aplicat pentru această subvenție numai pentru ciclul 1 de producție. Ministrul Agriculturii Florin Barbu vede mai degrabă o reușită în acest program. Programul Tomata a avut un succes foarte mare. În primul rând, s-a crescut cu 20% cantitatea de tomate în România. Supraproducția a fost decât pentru o perioadă de 2-3 săptămâni. Piața s-a reglat. Acum, Ministerul Agriculturii vrea să ofere subvenții fermierilor și pentru tomatele de care ne vom bucura pe timp de iarnă. Doar că pentru ciclul 2 se vor oferi 1.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați. În timp ce alte femei de vârsta lor au grijă de nepoți, mai multe bunicuțe din orașul bihorean Salonta au o pasiune ieșită din comun. Chiar dacă au trecut de 70 de ani, femeile se strâng de câteva ori pe săptămână la o sală din oraș unde învață să boxeze. Echipate corespunzător, bunicile fac senzație în timpul antrenamentelor. La început o să luăm stânga, dreapta, stânga. Haideți. Trebuie să întindeți brațele. Ecaterina Satmari are 75 de ani, iar astăzi a participat la primul antrenament de box. A avut emoții mari, dar tinerii pugiliști din Salonta au ajutat-o să prindă încredere în ea. Așa, bravo! Și cu brațul stâng, uite aici. Bravo! Și cu dreapta, bravo! Femeia a ales să vină la cursurile de box, în primul rând, ca să facă mișcare. Mi-e place foarte bine, foarte mult, fiindcă mai putem să ne apărăm dacă eventual se întâmplă ceva și cu noi, că pe stradă mai povestim ce am făcut de mâncare, ce am făcut compot, ce zacuscă. În timp ce loviți la sac. Da. Alte 10 de femei din oraș vin săptămânal la sala de sport pusă la dispoziție de municipalitate. Unele au deprins deja principalele mișcări și regretă că nu s-au apucat mai de mult. Te pui în acord cu dușmanii. Încerci să-i anihilezi și să uiți de ei și de gândurile ele te mai eliberezi. Dacă ne-am făcut în tinerețe sporturi din astea grele, să facem acum, ne mai întoarcem în timp. Doamnele au parte de un tratament exact așa cum primesc sportivii de performanță. Eu am 75 ani, dar totuși am relaxat, adică din tot suflet. Când am dat. Pentru vârsta lor, box fiind un sport cardio, este binevenit, elimină toxine, elimină
orice stres. Și pentru Roxana, care este multiplă campioană la box, a fost o plăcere să se antreneze alături de senioarele din orașul său. În ciuda vârstei, chiar învață foarte repede și pricep mult. Avem o relație umană, o relație ca între bunici și nepoți. La centrul de zi din orașul Bihorean vin zilnic zeci de pensionari. Pe lângă box, aici au parte de cursuri de dans și ședințe de kinetoterapie gratuite. Designul natural, culorile calde și produsele realizate din materiale sustenabile sunt principalele trenduri în materie de decorațiuni interioare pentru anul acesta. Specialiști în domeniu prezintă noutățile la un festival speciat creat acestui segment la Cluj-Napoca. Decorurile create de designerii de interioare spun mereu o poveste. Aceștia se folosesc de noile tendințe și de creativitate ca să transforme total orice spațiu. Împreună cu echipa sa de designer, David a creat o estetică inedită. Am văzut așa o imagine cu niște păsărele care stau într-un cuib și le lovește soarele într-o dimineață faină. Și exact asta ne-a rămas ca și temă și asta ne-a ghidat. Și elementele astea s-au regăsit, cum am spus, odată în materialele organice care reflectă cumva stufărișul de pe malul apei sau pampasul, piatra care creează atmosferă și un pic mai scenografică, corpurile de iluminat, evident, pe temă foarte organică și vegetală, și accentele astea de gold, care din nou sunt cumva reminiscente pentru soare, să zicem. Produsele folosite în decorul acestui spațiu sunt în mare parte realizate din materiale reciclate. Sustenabilitatea este cuvântul care definește mișcarea înspre care se îndreaptă specialiștii din acest domeniu. Noi asta considerăm aspectul cel mai important din ceea ce numim sustenabilitate. Să folosim produse de la noi, pe cât posibil create la noi, în fabrici de la noi, cu materiale care sunt familiare pentru români. Designerii merg în aceeași direcție și când vine vorba de decoruri folosite în locuințe. Se folosesc obiecte în culori pământii, rămâne în trend auriul și argintiul, dar cele mai utilizate sunt produsele din materiale naturale. Ce este în trend acum e clar că direcția înspre natură, multă verde, ață naturală în încăperi, cumva și farfurile noastre reprezintă tot așa verdele și natura. Și ce mai e important și noi am pus accent mare anul acesta deja și mai mare decât până acum, sunt produse care sunt din materiale reciclate și acesta se regăsește și în produsele noastre decorative, dar și perdele avem și draperii țesute din fire sustenabile, refolosite, efectiv. Și studenții de la Universitatea de Artă și Design promovează astfel de concepte. Ei au creat mai multe produse de decor inovative realizate din materiale reciclate. Ideea din spatele acestei părți este customizarea spațiului. Obiectele pot fi mutate după bunul plac. Aceste două piese se mulează după greutatea corpului, cu toate că par incomode, ele de fapt sunt foarte comode. Pe sustenabilitate mizează și companiile care vând produse pentru hoteluri și restaurante. Deși par banale, aceste scaune aduse din țările nordice au o poveste interesantă și nu sunt create din plastic. Sunt materiale reciclate, mai mult sau mai puțin inovative, dar în special cred că ce aduce un impact major în zona de mediu sunt scaunele făcute din plaste de pescuit reciclate, recuperate din mări și transformate în scaune și în elemente de mobilier de designer. Cele mai noi trenduri în materie de amenajări interioare sunt prezentate în aceste zile în cadrul unui eveniment organizat la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Cu pantoful potrivit, orice ținută poate fi scoasă din anonimat. Cu dantelă sau sclipici, cu toc foarte înalt sau de înălțime medie, încălțămintea este un element foarte important al vestimentației, mai ales când vine vorba de petreceri sau de nunți. Noi am pătruns în atelierul de creație al unuia dintre cei mai apreciați designeri de pantofi din țara noastră pentru a vedea cum ia naștere magia. Când timpul este pentru totdeauna, și detaliile trebuie să fie nemuritoare. Designerul Mihai Albu este cunoscut drept arhitectul încălțărilor speciale, iar asta se reflectă în minunatele perechi de încălțări care ies din mâinile sale. Însă, adevăratele bijuterii ale colecțiilor sunt, fără îndoială, încălțările pentru mirese. Încălțămintea este tot atât de importantă ca și întreaga ținută, ca rochia de mireasă. Trebuie să fie pe măsură, trebuie să o pună în valoare.
Nu întotdeauna încălțămintea se și vede de sub rochie, dar sunt momente când se dansează, când se fură pantoful miresei, trebuie să se vadă. Inspirat de poveștile de dragoste din jurul său, Mihai Albu a lansat o colecție cu totul specială dedicată mireselor. Model din dantelă, de exemplu, care are dantelă, dacă rochia are dantelă, se poate face și încălțămintea cu dantelă, cu broderie spartă, cu anumite detalii de cristal sau perlă. După aia avem din glitter. Sigur, glitterul este un material foarte prețios, are tot felul de sclipiri, tocul 11 cm. Glitterul este de mai multe feluri. Acesta este un glitter cu reflexe argintii, dar există și glitter alb mai normal sau glitter alb-alb. Designerul folosește materiale fluide, care nu numai că îmbracă frumos piciorul, ci sunt și confortabile la purtare. Și tot la confort se gândește și când ajunge la toc. Am un model, de exemplu, acesta, care în general comandă miresele și îl recomand chiar. Are un detaliu care se mișcă tot timpul în momentul în care mergi. În cazul modelelor de încălțări dedicate mireselor, detaliile sunt foarte importante. Însă, mult mai important de atât, este calapodul. Poți să reziști pe un toc de 10 cm în centrul călcâiului, cu această prindere în față pe pătrat, cu un toc mai grosuț, dar care arată ca o lamă, dar pentru că e oglindat, pare, are reflexe, pare un toc masiv, dar nu este. De altfel, grija manifestată de Mihai Albu pentru confortul clientelor sale se răsfrânge cu precădere asupra iubitei. Deși nu se grăbește din nou spre altar, designerul nu exclude această posibilitate și proiectează deja încălțările pe care le va purta aleasa inimii sale. Cu dantelă. Cu dantelă ar fi, nu? Da, cu dantelă neapărat. Cu dantelă. Și înalt sau va merge tot așa pe un 10 la toc? Da, poate 8, 9, 10 maximum. Deci merge foarte bine pe tocuri, dar n-aș vrea să se chinuie. Sigur că va fi un unicat, va fi ceva care să o reprezinte, dar să mă reprezinte și pe mine în același timp. De aproximativ un an de zile, Mihai Albu trăiește o frumoasă poveste de dragoste, pe care își dorește să o țină cât mai departe de ochii curioșilor. Noul sezon 40 de întrebări cu Denis Rifai vine cu o nouă serie de interviuri revelatoare cu personalități ale scenei publice românești. Emisiunea vine cu dezvăluiri în premieră și informații din culisele vieții personale ale celor mai cunoscute nume din țară. Noul sezon 40 de întrebări cu Denis Rifai începe astăzi de la ora 22. În noul sezon al emisiunii 40 de întrebări, Denis Rifai este pregătită să-i surprindă pe telespectatorii cu cele mai intense și neașteptate confesiuni ale invitaților săi. Duminică, 10 septembrie, la ora 22, va fi transmisă prima ediție din noul sezon al emisiunii care scoate la iveală informațiile cele mai surprinzătoare ale vedetelor și oamenilor celebri din România. Am surprins-o pe Denis Rifai în toiul ședinței foto, revenită după o vacanță bine meritată și pregătită de startul noului sezon și de reîntâlnirea cu telespectatorii. Am încercat să mă odihnesc și am reușit măcar să mă relaxez, adică sunt foarte pregătită pentru acest nou sezon. De o eleganță desăvârșită în toate aparițiile, Denis Rifai ne-a oferit și câteva trucuri de frumusețe. Ca atunci când ieși din casă, întotdeauna trebuie să fii pregătită pentru că te poți întâlni cu destinul. Ce iubesc eu cel mai mult în materie de make-up este creionul Kohl. Eu nu plec niciodată fără să nu am ochii măcar puțin făcuți așa. Referitor la invitatul ediției din această duminică, Denis Rifai ne-a făcut câteva dezvăluiri. Ediția de duminică, wow, este un invitat pe care eu mi l-am dorit foarte mult, pe care îl iubesc foarte mult și care nu iese foarte des. Este un om care ne-a adus zâmbetul pe buze și care ne aduce zâmbetul pe buze tot timpul, Cornel Palade, un iubit, așa îmi place mie să-i spun, este o emisiune absolut fabuloasă. 40 de întrebări cu Denis Rifai aduce în fața publicului interviuri care descoperă noi perspective asupra invitaților, abordarea editorială îndrăzneață, documentarea minuțioasă, care acoperă chiar și decenii din viața celor care trec pragul emisiunii, emoția intensă, inerent a momentelor dezvăluirilor sunt câteva dintre ingredientele cheie ale unui format care a surprins piața media din România încă de la lansare. Nu pierdeți un nou sezon 40 de întrebări cu Denis Rifai, începând de astăzi, de la 22, la Canal D.
Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Și nu uitați, diseară de la ora 18, știrile Seli cu Silvia Ioniță. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Astăzi se anunță vreme frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă din an. În a doua parte a zilei, la munte, în Carpații meridionali, izolat, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiaza și seara, în zona costieră a Dobrogei. Maximele zilei se vor încadra între 24 și 30 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. Deși în calendar e oficial toamnă, în Muntenia este în continuare vreme veritabilă de vară. Se vor înregistra 27 de grade în Târgoviște și 28 în Călăraș. Atmosferă superbă va fi și în Transilvania, doar câțiva nori vor fi pe cer. Vântul va adia plăcut, iar maximele ating 28 de grade în Cluj și 29 de grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi de până la 26 de grade în Iași, 27 în Focșani. În vestul țării ne bucurăm de cer senin și valori termice mult mai ridicate decât cele normale pentru luna septembrie. Vor fi 30 de grade în Arad, chiar 31 în Timișoara. În Oltenia, ziua de astăzi aduce vreme frumoasă. Cerul va fi senin, iar mercurul din termometre urcă până la 29 de grade în Drobeta, la fel și în Slatina. În Dobrogea, cerul va fi variabil cu înnorări temporare. Meteorologii anunță 24 de grade în Mangalia și 27 de grade în Megidia. În capitală se anunță o zi frumoasă și însorită. Vântul va adia slab, iar maxima va fi de 28 de grade. La noapte, atmosfera va fi liniștită. Temperatura minimă scade la 13 grade. Luni vom avea parte de o zi caldă, cu cer variabil și o maximă de 28 de grade. La munte, vremea va fi predominant frumoasă și ușor mai caldă față de normalul perioadei. După amiaza, în Carpații meridionali, izolat, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Pe văi, izolat, în orele dimineților, se va forma ceață. Vor fi 19 grade în Păltiniș, tot atât și în Semenic. La malul mării, vremea se va răci ușor, valorile termice devenind apropiate de cele normale în această perioadă. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Se vor înregistra 23 de grade în Costinești și 24 în Mamaia. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade.